în urma dezastrului de la Hindenburg, când un dirijabil a luat foc și au murit 35 din cei 97 de oameni aflați la bord, epoca acestor baloane zburătoare părea să se fi sfârșit. Hidrogenul este extrem de inflamabil, folosit pentru a face ca aparatul de zbor să rămână în aer și este cauza principală pentru care dirijabilele au dispărut de pe cer. Hidrogenul extrem de inflamabil, folosit pentru a face ca aparatul de zbor să rămână în aer, este cauza principală pentru care dirijabilele au dispărut de pe cer. Ulterior, experții în aviație au venit cu o soluție și au propus heliul ca alternativă. Astfel, dirijabilele au reînceput să apară și cerul să nu mai fie dominat de avioane și elicoptere. Dragon Dream, dirijabilul celor de la Aeroscaft Corporation, este dovada perfectă. În curând, acesta va primi un frate mai mare, mult mai mare. Deși Dragon Dream este cât jumătate din ce urmează să fie noul aparat de zbor, priviți cât de uriaș este. Dacă în trecut aceste aparate de zbor erau folosite pentru croaziere de lux, Aeroscraft lucrează să construiască un dirijabil capabil să transporte 66 de tone de marfă. Ok, dar asta poate face și un avion normal. Perfect de acord, însă dirijabilul urmează să fie folosit pentru a transporta încărcătura în zone fără piste de aterizare. Dirijabilul lung de 170 de metri are un aspect care îți taie răsuflarea. Aeroscraft consideră că nu mai au de lucru la acest aspect, iar pentru a se putea încadra în timpul propus pentru construirea aparatului de zbor, nu vor mai insista asupra designului. Armata Statelor Unite a anulat proiectul ce prevedea construirea unui zeppelin hibrid, ce urma a fi folosit pentru supraveghere. Dar proiectul a fost reluat de Marea Britanie și urmează să fie lansat în viitorul apropiat.